Dar ce vă place la America? Adică de ce ați vrea să facem parte din ea? E țara tuturor posibilităților, nu? Cum se mai și spune, țara soarelui răsare. E povestea asta cu chinezii ăștia care au venit în România. Eu, în privința aceasta, ce aș putea să văd? Ei caută încât în așa fel să ocupe. Din cauza mulțimii, ei caută încât în așa fel să-și ocupe locuri de muncă, dar pentru ei, nu pentru noi. Cu cine țineți? Haideți să vă întreb așa, cu Coreea sau cu Statele Unite? Cu Statele. De ce țineți cu Statele Unite? E ceva frumos acolo. În America. Da, am înțeles. Și în Coreea? În Coreea n-am ajuns. Deci în Statele Unite ați fost? Da, am fost. Credeți că ne vor ajuta cu ceva chinezește? Te-am înțeles destul de clar. Spun așa, ca la copilul meu. Deci nu pot să vă dau alte dedicații sau alte probleme. Deci, așa, nu ne ajută cu nimic. Adică, cum să vă spune dumneavoastră? Nu ne ajută cu nimic. Deci, dacă în țara la lor era bine, stătea acolo. Te-am înțeles și spuneți. Așa. Deci... Vreau să spuneți că americanii ar fi cam fi de vină. Da, americanii. Americanii de vină. Da? Și Uniunea Europeană, exact acum ai fi în casa altuia, te dirigează cum vrea. Ne-a dirijat cum a vrut. Toate întreprinderile le-a stricat. Unde e uzina 1 mai? Unde toate uzinile? Hai, lăsați-mă. Dar am fost cu fata pe vasă de pe curajeră. Unde ați fost? Pe curajeră. Dumneavoastră ați fost da, pe curajeră? Da, da. Când? Am venit acum 3 săptămâni. Am venit acasă. Pe ce croazieră asta? Pe... Uite că uiți mereu acum, cum zice. Am un lapsus, așa, și câteodată mai... Așa. Deci, spuneți așa, dacă era bine la ei... Nu veneam încoace, peste noi, adică... țineam de aici veche. Adică, noi facem o amestecătură, cum s-a spune. Da. Adică? Păi aia vine de acolo, ne frățim, ne, și suntem ca la... Știi cum e? Tot americanii sunt de vină și pentru asta. Da, tot americanii. Tot americanii sunt de vină. De acolo a venit. Toată, mai rele, după toată mizeria de acolo a venit și homosexual și întreprinderi stricate ca să ne ducem să fim slugii lor. Cum vreau pe vapără. Și ce ați făcut dumneavoastră pe croazierea asta? M-am distrat. Ai lăsat. Pe cuvânt. Cum v-ați distrat? A fost foarte frumos. Pe toată aia ne-am uitat și noi, pe toată America, pe toate. Cum vi s-a părut America? Cam ca un pic de dubiu, așa. Bă, acum să spui, zici și mă și așa. Bă, în treburile astea nu poți să mai crezi. Am înțeles, nu prea poți să. Dar chinezii știți cum arată? Știți cum arată un chinez? Am înțeles. Cum arată un chinez? Deci, nu, om așa. Normal, normal, ca român, nu crezi să zici că... Nu, ne-a terminat, ne-a făcut așa, americanii sunt umflați așa, de la americani a venit gândacul, de la americani a venit tot felul de boli. De ce în atmosferă, dă rachete în atmosferă, dă microbi în atmosferă, nu putem face nimic. Gutui s-a terminat, toată vegetația. Tot la american, domnul? Da, americanii sunt vina. Americanii sunt vina. Ce v-a plăcut acolo în America? Frumusețe. Blocurile alea înalte, cum zic ăștia? Zgârnerul gale, oh. Cum se numesc? Zgârie... Zgârie ce? Tururile astea mari.